Bună dimineața! Astăzi vom vorbi despre CBD și rolul lui în anxietate. Știm cu toții cât de greu este să nu poți să ieși din casă, să nu poți să relaționezi așa cum ți-ai dori cu cineva, să poți să faci lucrurile normal. Este greu și din păcate multe din medicamentele pe care le putem folosi ca anxiolitice au efecte secundare și unele efecte secundare foarte, foarte serioase. Din fericire, CBD-ul ne poate ajuta aici, nu numai din prisma faptului că el nu are niciun fel de efect secundar și toate studiile care au fost făcute pe pacienți cu tulburare de anxietate și utilizarea de CBD a arătat că utilizarea lui este foarte simplă, foarte ușor de făcut și fără efecte secundare. Plecând de la acest aspect, e foarte important să înțelegem care e rolul CBD-ului în organism, în anxietate, pentru a putea eficientiza administrarea și pentru a avea rezultatele dorite într-un timp cât mai scurt. Dacă în alte patologii modul de acțiune al CBD-ului este prin reglarea organismului, reglarea funcțiilor, la nivel cerebral și în anxietate, CBD-ul are efect direct anxiolitic prin inhibarea anumitor receptori care se găsesc la nivel cerebral. Plecând de la lucrul acesta, e important să înțelegem că, la fel ca și la echilibrarea organismului, administrarea uleiului sau administrarea CBD-ului trebuie făcută responsabil și trebuie făcută în cantitatea care ne trebuie sau care este utilă și cu frecvența aceea care să poată menține acei receptori blocați pentru toată perioada de administrare. Partea interesantă, dincolo de modul de acțiune și modul de administrare al uleiului, este faptul că dozele care au proprietăți anxiolitice sunt ușor tolerabile și ușor de administrat de către pacienți. Și pentru că multă lume utilizează cannabis în tratarea astfel de patologii, trebuie spus faptul că, din păcate, o concentrație prea mare de THC atunci când există poate să mărească anxietatea, poate să mărească stările proaste pe care le avem. Și de aceea este foarte important să avem în utilizarea noastră o proporție mai mare de CBD în situația în care am dorit să utilizăm cannabis cu spectru total sau să utilizăm cannabis cu o concentrație mare de THC. Întorcându-ne la CBD, efectele pe care el le face în anxietate se văd foarte, foarte relativ repede, să nu zic foarte repede, și sunt corelate în primul rând cu calitatea somnului. Nu mai avem acele atacuri de panică din timpul sau dinaintea adormirii, adormim mai bine, ne sculăm mai odihniți, nu mai avem fobia de viață pe care am avea-o în mod normal dacă nu am luat CBD. Și lucrurile astea sunt foarte importante pentru că ne ajută sau ne fac să facem pasul ăla către relaționare, către a învinge acele frici pe care le avem și ne ajută să fim oameni cât mai normali.
Ce aș putea să vă mai zic despre CBD, lucru pe care îl spun de fiecare dată, e important să îl administrăm corect. E important ca să fie recomandat de un specialist. Că sloganul nostru este CBD is better with a doctor, adică CBD-ul e bun, dar mai bine să fie recomandat de un specialist. Așa că pentru CBD recomandat de specialist, vă așteptăm la Eden Medical. Mulțumesc!